Exact, lumea, ce faceți? Eu sunt Galerie, să nu un Q&A pe canalul meu. M-am gândit să fac și un Q&A ca să... Da, o pleacă mai deja. M-am gândit să fac și eu... M-am gândit să fac și eu un Q&A pe canalul ăsta, așa că am strâns 8 întrebări. Și nu o să fac un clip de foarte mult, de scurt, de lungă durată, așa că dacă vă place și vreți să... Da, dacă vă place, apăsați pe un like și pe subscribe pe clopoțel, în mod share dacă vreți voi. Și am strâns așa, deci primele întrebări vine de la Emanuel. Emanuel Hei, de unde ți-a venit ideea pentru nume? Chinchea B. Așa. O să mergi la facultate? Bă, ăsta... Nu cred că o să merg la facultate, deoarece alți ani de școală și mi s-a urât cu școala. Bine, cred că o să merg la facultate, e cel mai probabil să merg la facultate, dar nu știu ce facultate să mă duc. Deci să mă gândesc. A treia întrebare. Cunoști pe cineva cu coronavirus? Mă, era profesoara mea de informatică în clasa a noua, bine, profesoara mea de informatică din clasa a noua, care avea COVID, așa au zis, și acum am scăpat. În alte persoane nu mai știu. Altă întrebare. Crezi în Dumnezeu? Da, normal. Deci, mă, deci chiar cred în Dumnezeu, pe bune, foarte mișto. Și cred în Dumnezeu pentru că, na, deci eu din 2017, deci spun rugăciunea în fiecare seară și... Deci chiar de... Nu, n-am cuvinte. Deci chiar cred în Dumnezeu. Cei care nu cred în Dumnezeu fac ce vor. Așa, deci eu mă număr printre oamenii care cred în Dumnezeu. Ok. O întrebare de la Valentin Colcea, care e Mario. Filmezi Sonic Mania? Nu cred că nu cred că o să filmez Sonic Mania. Adică lăsați un comentariu dacă vreți. Lăsați un comentariu dacă vreți o serie de Sonic Mania, dar eu nu filmez pentru că n-am prea mult Sonic pe canal. Ultimele trei întrebări vin de la Maria Alexandra Florea. Ce joc ți-a plăcut cel mai mult? Mamă, sunt multe jocuri care îmi place cel mai mult. Bă, cred că mă duc la Minecraft, cred zic eu, ori Minecraft. Bă, stai că n-am... Cel mai mult joc, mie îmi plac foarte mult, multe jocuri, dar dacă zic eu, cel mai mult e, deci în momentul ăsta deci, jocul meu preferat este Stick Fight The Game. Adică e distractiv, te amuză, e amuzant, da. Nu vreau ce să zic altele. Ce jocuri de tip poveste cunoști? Gen story mod. Bă, nu zic toate jocurile pentru că sunt multe, sunt jocuri cu Sonic, Spider-Man, Minecraft Story Mod, care l-am terminat, și sunt așa care l-am terminat. Ce mai sunt, mă? Minecraft, adică asta cu Endul, gen, te duci, da. Pentru că are și la, oare povezi, stai, Minecraft, așa, nu mai. Și, nu știu câte mai sunt. Mă, tot, cred că mai sunt, cred că nu mai știu alte ăștia cu poveste. Cât timp petreci, deci următoarea, cât timp petreci jucând jocuri? Falelei. Aulio, bă, deci chiar petrec, deci recunosc, chiar petrec foarte mult timp jucând jocuri. Deci de la 10 dimineața și posibil de posibil dimineață, de la 8, 9, pe acolo 10, până la 12, până la 12 noaptea, cel puțin 1-2. Dar după aia poate mi se rupe filmul și mă ia somnul. Bun, știu că a durat 4 minute acest clip, pentru că nu s-au mai strâns întrebări, din păcate. Așa că, dacă v-a plăcut acest Q&A, apăsați pe butonul de like și subscribe cu clopoțel. Scuzați-mi, fata, că nu vrea mult, deci nu... Nu vrea, mă, nu vrea să apar, nu vrea, nici nu e cu minte, nu e cu minte, ia. Uite, uite-te, uite-te la mine, uite-te la camera, ce scuie?
Nu vrea. Ei, na, na. Păi așa sunt fetele. Așa că dacă vă place acest episod, dacă v-a avut acest Q&A, apăsați pe butonul like, share, subscribe, clopoțel, și noi sigur ne vedem. Apropo, vă mulțumesc pentru cei 60 de abonați. O pup, pa!